Sunt nopți și zile de petrecere în Constanța cu ocazia zilelor orașului. Zona centrală a fost transformată într-o uriașă stradă pietonală, iar organizatorii au pregătit evenimente diverse, de la concerte la spectacole de teatru. Artiști celebri au încins atmosfera la malul mării. Printre ei s-au numărat The Motans și Delia. Distracția continuă zilele acestea. Maratonul evenimentelor a început vineri și se va termina marți, 21 mai, când sunt sărbătoriți Sfinții Împărați Constantin și Elena, ocrotitorii spirituale ai orașului Constanța.